Se efectuează inspecții externe și de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța și de către Ministerul Educației Naționale. Inspectoratul Școlar, prin inspectorii de specialitate, efectuează astfel de inspecții. Metodiștii școlari, reprezentanții Consiliului Consultativ au efectuat în anul școlar anterior astfel de inspecții la clasă, astfel încât să fie urmărită modalitatea de predare, învățare și chiar evaluare, pentru că este și aceasta o componentă fundamentală până la urmă și ne ajută în evaluarea progresului școlar, pentru a stabili metodele folosite, dacă sunt folosite sau nu sunt folosite corect, metodele de predare, învățare și evaluare, dacă este parcursă programa școlară și respectiv materia din anul respectiv. Aceste inspecții s-au făcut și se fac, dar mai mult ca sigur trebuie o atenție sporită în acest an școlar, pentru că, într-adevăr, rezultatele copiilor de la examenele naționale spun foarte multe și, din păcate, și noi am avut rezultate destul de slabe.